FR Cluj a fost eliminată din play-off-ul Europa League de Steaua Roșie Belgrad, 1-6 la general. Meciul a fost unul extrem de tensionat, mai ales după umilința suferită în meciul de la Belgrad, 5-0. Tensiunile și-au spus cuvântul la final, iar oficialii clubului au declanșat un scandal monstru la vestiare. Din sursele sport.ro, conflictul a fost început de juristul Ioan Ivașcu și de Viorel Boncoi și Radu Pralea, kinetoterapeuții echipei, iar de acolo lucrurile au degenerat și a fost nevoie de intervenția bodyguardzilor. Mai mult, din imagini se vede cum unii jucători de la CFR Cluj încearcă să intervină pentru a atenua conflictul. Pe imaginile surprinse de o persoană din tabăra sârbilor, se aud lovituri puternice, înjurături și o voce care încearcă să facă pace. Vă rog, nu vă mai loviți! Neluțu Varga și-ar fi trimis bodyguardzii să îi bată pe președintele Marian Copilu și pe juristul Ioan Ivașcu, iar jucătorii ar fi sărit să îi apere pe oficiali. În încăierare, Denis Ciobotariu ar fi primit un pumn în față de la un bodyguard. În plus, antrenamentul stabilit de Marius Șumudic în această dimineață la ora 11 a fost mutat de patronul Neluțu Varga la ora 17.